A trecut Vlad Voiculescu peste premier? Păi dumneavoastră ce credeți? Mai multe situații, publicat... nu mă refer doar la ultima. Păi... A fost și aceea cu conferința de presă, când au fost organizate simultan cele două conferințe. Când Florin Câțu a ieșit cu declarațiile în legătură cu cei trei morți, cu oxigenul, domnul Voiculescu a scris pe Facebook în aceeași perioadă. În aceeași deci sunt foarte multe lucruri și, vedeți dumneavoastră, sunt lucruri îngemânate. Pe de o parte că aici e vorba și de abordare. În momentul în care ai personalități puternice, pot să apară scântei în guvernare din dispută. Și cred că dacă scânteile sunt generate de dispută, de o dispută făcută cu bună credință, e bine pentru guvernare. Are și presa subiecte supulente, se iau și decizii bune. E bine pentru că buna credință este la baza deciziilor care sunt în analiză. În momentul în care constatăm o anumită problemă de colaborare, de comunicare și mai vedem și un anumit tip de abordare în spațiu public, care, mă rog, nu știu ce și-a dorit domnul Voiculescu, dacă și-a dorit să îl sfideze pe primul ministru, dacă și-a dorit să-l minimalizeze, dacă și-a dorit să-l ironizeze, da? Dar sunt lucruri care împreunate nu fac altceva decât să arate că suntem într-o situație în care colaborarea între cei doi e foarte greu să mai continue. Și primul ministru a decis să spună stop acestei colaborări, repet, pe considerentul că principiile pe care s-a făcut guvernarea PNL-USR plus UNMR au fost principii care au avut în vedere elemente clare și nu oameni. Adică principiile de guvernare nu au stabilit nume de oameni, ci competențe, calități, atribuții pentru oamenii care se ocupă anumite funcții guvernamentale, principii de guvernare și nici de cum oameni. Nicăieri în protocol nu scrie că guvernul va funcționa cât e domnul Voiculescu, Ministrul Sănătății. Că dacă scria, era o încălcare a protocolului guvernamental.